Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi detalii tragicomice în cazul directoarei de la Spitalul Județean Mavromati din Botoșan, care acum este arestată la domiciliu sub acuzații de luare de mită și trafic de influență. Ne-a ascultat? Să rămână, doamnă. Să rămână, da. Sunteți vedetă. Să rămână lady. Vă reamintesc, doamnă, aceasta, Monica Dăscăliței pe nume, care era ceva șefă la DSP Botoșani, a fost numită manager al acestui spital în ultimele zile din august 2023, în urma scandalului uriaș provocat de moartea în chinuri a tinerei Alexandra Ivanov, gravida de 25 de ani, care a fost ignorată de medici o noapte întreagă și a murit acolo, ultimul ei mesaj fiind nu am aer. Deci, luna septembrie 2023 a fost prima lună ca șefă de spital la doamna Dăscăliței, în cazul doamnei Dăscăliței. Procurorii o acuză că a luat șpăci și a făcut trafic de influență, de influență în perioada octombrie-decembrie. Luna, o lună de acomodare și pe septembrie... s-a apucat de treabă. Da, prima lună a fost de probă, practic. Pentru, cum se spune, orientare în teren. Da. Orientare în spațiu. Așa. Și după aia, din octombrie, a intrat în pâine, practic. Ei bine, dosarul acesta, întocmit de procurori, arată că doamna Dăscăliței nu ierta nimic. Este acuzată că i-a cerut șpagă și a primit chiar și unei alte directoare mai mici din același spital. Directoarea de... încă o directoare din cadrul spitalului, altfel prietena ei. Această persoană i-a cerut să-i transfere fratele de la o filială a spitalului din Săveni, la 40 de kilometri de Botoșani. Fratele era nemulțumit și obosit de naveta pe care trebuia să o facă zilnic și a cerut o intervenție tip pile relații cunoștințe, s-a rezolvat cu o șpagă de 500 de euro. Pentru că colegă, dar transferul pe bani. Păi, da, puțin, tu dacă faci transfer și între două bănci pe unei sume, nu plătești comision. Un comision? Da, corect. Și tu n-ai voie să dai semne de slăbiciune. Exact. Adică, băi... Da, că te înțeleg, dar nu poți face excepții. Da. Ce o să zică ceilalți colegi dacă pe tine te servesc gratis? Colegul Atitudor mi-a adus aminte de Tetelu, faimosul Tetelu din Academia Cațavencu, care spunea că pe vreme, că pesediștii luau șpagă între ei dacă nu era altă șpagă, ca să, că altfel intrau în sevraj. Publicația de fapt.ro mai scrie că procurorii au mai documentat și cazul unei economiste din același spital, care a dat șpagă pentru fiul ei. Acesta picase examenul de rezidențiat. Da, cu șpaga s-a găsit formula unei angajări pe contract de prestări servicii la secția de oncologie a spitalului Mavromati. Deci un medic cu rezultate insuficiente ca să se ocupe de pacienți, asta înseamnă, a picat examenul de rezidențiat, n-a obținut rezultatele minime ca să-i dea dreptul să-și... Vadă... Să profeseze. Da. Dar el a fost lăsat să se ocupe totuși de pacienți contra șpăgii, date de mămica, fiind care contabilă în spitalul unde își păguiește directorul. Bă, băiete, ce faună, ce jeg, îți dai seama, deci directoarea, una dintre directoare de îngrijiri medicale, cred, de la unul din departamente, își păguiește directorul mare ca să obțină transferul pentru frățiorul. Mămica de la departamentul economic dă, cât a fost? 1000 de euro a fost. Da, mă, dar uite, toți sunt pentru familie, adică e și un lucru bun. Bă, dai la director, înțelegi? Eu? Adică n-au dat pentru director, unii... Directorul de ce e acolo? Să rezolve problemele. Să găsească soluții, să, să gestioneze... Bravo! Înțelegi? Da. Deci, sincer, instituția. Eu cred că, acum, pe bune, eu nu mi-aduc aminte de vreun caz ăsta penal cu directorul care lua șpagă de la proprii angajați ca să rezolve diverse cereri ale acestora. Știu că luau, adică... Mai era unul, a mai fost unul. Au luat din, de afară, adică de la alți solicitanți. Cu ceva din poliție sau din jandarmerie am mai avut un domn care lua de la... îi teroriza pe subalternul. Da, ăla era cămătar. Ăla le împrumuta, da, le împrumuta bani, da. Da, le lua și cardul. Da. Și când venea salariul, se ducea și scotea de la bancomat. Da. Înțelegi? Deci, iată, se poate și mai rău. Asta măcar ea de la Bosch, de la director, de la... adică... Păi, deci, incredibil. Și detaliu savuros deprimant, nici nu știu cum să spun, al acestei mite astea cu 1000 de euro, pentru copilul, mămica contabil, pentru copilul Loază, să fie totuși angajat în spital, ca medic rezident, fără drept, practic, să se ocupe de pacienți. Ce vină au pacienții aia, secția oncologie, îți dai seama? Adică noi râdem, dar este tragic, este cumplit, evident. Cumplit ce se întâmplă acolo. Deci doamna economist de la Spitalul Județean a pus și o pungă de cafea, lângă 1000 de euro, pentru doamna director. Nu, așa se face. Desert. Înțelegi? Trebuie să personalizezi puțin ciubucul. Da. Pentru că altfel e ca dracu, dai un plic cu bani, adică... Da, deci, punem și să pui ceva acolo, un spray.
o țigară. Bă, asta e ca pe vremea lui Ceaușescu. O sticlă de, știi cum se ducea? Și tu când... Păi asta, mă, asta era pe vremea aia când nu se găsea, când era canaiba, se ducea cafeaua Wiener, aia aurie, sau cutia de Amigo, nu? De Nes Amigo, sau pachetul de Ken, sau săpunul Rexona, dacă exista, sau Lux. Era Fa atunci. Bă, da, sau Fa. Bă, dar nu erau, adică era penurie. Acum cafea găsești la supermarket. Nu contează cafeaua, nu înțelegi. Se practică în continuare și s-a practicat și după Revoluție. A fost practic o practică neîntreruptă. Da? Este o... E până la urmă pentru cel care oferă. Da? Deci da. Pentru cel care oferă... E ca o semnătură. Este, nu e ca o semnătură, e o disimulare, e o... Hai că e un cadouaș. Te relaxează puțin. Că ție, relaxează bă, puțin. E nasol să te duci să-i dai omului un plic cu bani. Prea mercantil așa. Cu bani, sau banii prinși cu elastic. E prea depersonalizat. E ca dracu, înțelegi? Da. Și tu așa îi dai ceva, o sticlă și acolo în sacoșica cu sticla pui banii. Îi dai niște ouă de țară și în aia pui banii. Îi dai o ciocolată și lipită o bancnotă doamnei de la ghișeu. Nu îi dai bani. Îți dai seama că au trecut cât? 30 și... Cât 5 aproape. 35 de ani de la Revoluție. Da, mă, dar e unul din capitolele la care suntem campioni olimpici. Adică e și o tradiție. Cred că oamenii ar da și bagă și dacă nu n-ar mai lua nimeni și n-ar mai vrea ciubuc, da. Oamenii ar mai da ciubuc de mândria că suntem... O atenție. Ciubucari, asta mă știm asta. Să dăm un ciubuc frumos, uite, asta dăm cu o cafea frumoasă. Nu se schimbe niciodată, mă înspăimântă chestia asta. Adică totuși la 35 de ani de la Revoluție, povestea asta continuă. Problemele rămân, tot copilul spică examenul și vrei să fie rezident, ălălalt lucrează la țară și vrei să-l auzi mai aproape. Problemele persistă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.